Bună ziua! Continuăm seria interviurilor video, Puterea Știrilor. Alături de mine, astăzi, în studioul nostru, este domnul Florian Lixandru, secretar de stat în Ministerul Educației. Bună ziua, domnule Lixandru, și vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu alături dumneavoastră astăzi. Domnule Lixandru, Ministrul Educației nu va mai putea retrage titlurile de doctor obținute prin plagiat, ci va trebui să meargă în instanță pentru a dovedi frauda. Este o decizie a CSR-ului dată miercuri. Printre beneficiari, dacă pot să numesc așa, s-ar putea regăsi premierul Nicolae Ciucă, știu că există anumite suspiciuni, domnul Bogdan Licu, domnul Codruț Olaru, care este membru al Consiliului Superior al Magistraturii. La ce efecte vă așteptați după această decizie? Da, până acum, în conformitate cu prevederile legii educației, respectiv articolul 170, Ministerul Educației, la propunerea Consiliului Național pentru atestarea diplomelor, titlurilor și certificatelor universitare, atunci când se constata că nu erau îndeplinite anumite condiții legate de calitatea lucrurilor analizate, putea să procedeze la retragerea titlului de doctor, la retragerea abilitării de îndrumător de doctorat pentru coordonatorul lucrărilor de doctorat, respectiv la retragerea acreditării pentru școlile doctorale. Am văzut și noi decizia CCD, vom lua act de ea, am văzut că titlul de doctor poate fi retras doar dacă nu a intrat în circuitul civil, vom lua act de această decizie a curții. Ce pot să vă spun că la acest moment, tot în legea educației, la articolul 168, aliniatul 7, este prevăzută posibilitatea de renunțare din proprie inițiativă la titlul de doctor atunci când autorul consideră că a fost obținut titlul de doctor nu tocmai în condiții așa cum ar trebui să se întâmple. Am avut și caz. Normale. Da, nu vă ascund faptul că în Parlament există o inițiativă de, legislativă de abrogare a acestui aliniat al articolului 168, prin care să nu se mai permită autorilor să renunțe din proprie inițiativă la titlul de doctor. Această decizie a Curții Constituționale va fi analizată la nivelul Ministerului Educației și vom ține cont în legislație, iar în contextul în care lucrăm la un nou pachet legislativ în ceea ce privește educația, cu siguranță se va ține cont de această prevedere. Va fi inclus și un aspect referitor la decizia aceasta a CCR-ului? Cu siguranță va fi reglementată și această problemă a acordării titlurilor de doctor, respectiv a retragerii acestora în noua lege a educației. Dar personal, la ce efecte vă așteptați? La acest moment nu pot să evaluez efectele, deci practic, așa cum a decis legiuitorul de Curtea Constituțională, practic titlul de doctor nu mai poate fi retras decât dacă n-a apucat să producă efecte. Este normal că un act, odată ce a produs efecte, să-și e o decizie ducă la îndeplinire efectele. Așteptată, normală. Cum nu pot decizia? Cataloga decizia, este decizia Curții Constituționale și în fine că s-o respectă. Nu mă pot pronunța acum vis-a-vis de aceasta, bănuiesc că are la bază un fundament legal și nu a fost emisă într-un mod nejustificat această decizie a CCR. Au apărut tot felul de reacții după această decizie. Presupun că pe unele le-ați citit, le-ați remarcat și dumneavoastră în presă. Domnul Mircea Dumitru, spre exemplu, în prezent vicepreședinte al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, spune că activitatea instituției pe care o reprezintă poate fi mai puțin eficientă după această decizie. Cum comentați? Da, într-adevăr, până la acest moment, atributul acestui Consiliu Național era acela de a verifica eventualele suspiciuni de plagiat. În aceste condiții, dacă nu se mai pune problema retragerii titlului de doctor de către minister la propunerea CNATCU, atunci poate că dumnealor vor avea alte atribuții de dus la îndeplinire decât verificarea presupuselor suspiciuni de plagiat. Pentru că vorbim de presupune, până nu se verifică și nu există un verdict oficial, nu putem afirma cu certitudine că o teză este sau nu plagiat. Înțelegem, domnule Lixandru, că educația ar putea primi 15% din bugetul general consolidat față de 6%, aproape 6%, cât știm că are acum. Ce șanse sunt să se concretizeze acest lucru, mai ales că ne pregătim de o criză financiară pe care o vedem, o resimțim, iată, și acum zilele acestea, vedem și la cât a ajuns inflația.
Ce șanse există ca bugetul educației să crească, iată, la 15%? Trebuie să recunoaștem faptul că avem un ministru al educației care se preocupă foarte tare de situația, de soarta sistemului de educație, atât la nivel de resursă umană, motivarea profesorilor, a tuturor celor implicați în sistemul de învățământ, cât și în ceea ce privește asigurarea unei baze materiale și unei infrastructuri care să permită, practic, un act educațional de calitate. Și, într-adevăr, se încearcă o schimbare de paradigmă în ceea ce privește finanțarea sistemului de învățământ, să renunțăm la procentul din PIB și să alocăm, practic, să primim un procent din bugetul general consolidat pe cheltuieli, adică 15% din bugetul general consolidat. Dacă ar fi să facem un calcul, 15% din cât are la acest moment, cât este alocat pentru cheltuieli, 39% din PIB, am ajunge undeva la 5,8% din PIB care să ajungă către educație, în condițiile în care în acest an avem un procent de 3,4%. Deci un astfel de demers nu face decât să ne avantajeze și să ne permită, practic, să punem în aplicare acele măsuri pe care domnul ministru, împreună cu echipa de la conducerea Ministerului Educației, dorește să le implementa, în special pe partea de motivare și de atragere a resursei umane în învățământ, pentru că trebuie să recunoaștem faptul că ne confruntăm cu o lipsă de atractivitate a profesiei didactice în condițiile în care salariile din învățământ nu sunt foarte atractive. Un alt demers al domnului ministru anunțat public a fost acela de a propune ca salariul profesorului debutant să fie la nivelul salariului minim pe economie, ceea ce ar fi foarte important și ar prezenta interes pentru tinerii absolvenți care să se îndrepte către zona învățământului, pentru că este nevoie de oameni competenți, este nevoie de oameni motivați care să desfășoare activitatea și de oameni care să asigure un alt nivel de calitate al actului educațional. Fără bani, practic, nici pretențiile nu pot fi foarte mari. Ne dorim să se materializeze acest demers de schimbare a modului de alocare a bugetului pentru educație, să obținem 15% din cheltuielile din bugetul general consolidat. Cât de departe suntem cu această discuție? Cunoscându-l pe domnul ministru și văzând cât de hotărât este, eu zic că nu suntem foarte departe. Avem încredere că pentru anul următor acest lucru ar putea fi posibil, pentru că nu putem discuta de anul 2022, când deja bugetul este aprobat, este corect, da, creionat. Concret, pe ce se vor duce banii? Pe salarii? Pe unde se vor duce? S-a făcut un plan la Ministerul Educației pe acest subiect? Banii vor merge, așa cum am văzut și până acum, pe salarii, vor merge pe stimularea performanței, pentru că ați văzut noile reglementări în materie de acordare a burselor pentru elevi. Cuantumurile au fost substanțial crescute pentru elevii care pot beneficia de burse, deci, practic, vom stimula excelența. Vor merge către excelență pentru acoperirea celor costuri necesare pentru buna organizare a olimpiadelor și concursurilor școlare. Dacă ați urmărit în ultima ordonanță de urgență pe care Ministerul Educației, la care a fost parte Ministerul Educației, prevede dublarea cuantumului baremelor zilnice pentru cazare și masă pentru elevii participanți la olimpiade și concursuri. De la 100 de lei pe zi, cuantumul s-a dublat la 200 de lei pe zi. Premiile sunt mult mai mari în acest context. Au fost stabilite premii de la 1000 de lei, premiul 1, 700, premiul 2, 500, premiul 3, față de cât primeau elevii până acum. Totodată vor fi alocați bani și pentru acordarea voucherilor de vacanță, de exemplu, pentru profesori. Sunt iar măsuri de stimulare și, bineînțeles, partea de finanțare a celorlalte cheltuieli din zona de învățământ, atât pe universitar, cât și pe învățământ superior. Pe partea de tehnologizare vor fi alocați bani? Vor fi alocați foarte mulți bani pe partea de tehnologizare. Să nu uităm că Planul Național de Redresare și Reziliență include o serie întreagă de măsuri, de jaloane în ceea ce privește activitatea din învățământ, în mod special pe partea de digitalizare și de dotare a unităților de învățământ, atât din învățământul preuniversitar, cât și pe învățământ superior, pentru că vorbim de digitalizarea învățământului superior, dar am să mă refer mai mult pe partea de învățământ preuniversitar, acolo unde eu sunt încadrat. Și pot să vă spun că sunt măsuri în PNRR care prevăd, pe de o parte, dotarea laboratoarelor de informatică. În fiecare unitate de învățământ trebuie să existe cel puțin un laborator de informatică la nivelul școlii, dotarea fiecărei săl de clasă cu o tablă interactivă, existența în licee a unui smart lab și dotarea laboratoarelor și atelierelor de practică din cele 903 licee tehnologice de la nivelul țării și o serie întreagă de alte cheltuieli care să vină în sprijinul unităților de învățământ. Să nu uităm că la acest moment avem în
în implementare noul program privind reducerea abandonului școlar, PNRAS, program care a prezentat foarte mare interes pentru școli. Dacă în prima instanță jalonul era de 750 de unități care se intre în prima tranșă pentru finanțare, în urma primului apel au fost selectate 1415 unități, care unități de învățământ gimnazial, care vor primi finanțare până la 200.000 de euro, bani care vor fi alocați atât pentru asigurarea unei mese calde pentru copii, desfășurarea de proiecte și programe cu acești copii, inclusiv organizarea de tabere și excursii, partea de formare profesională pentru profesori, dar și componentă de dotare pe zona de infrastructură. În acest moment, practic, banii sunt pregătiți, urmează ca unitățile de învățământ selectate să procedeze la încheierea contractelor cu inspectoratele școlare și să primească finanțarea, astfel încât din septembrie să procedeze la implementarea acestui program deosebit de important pentru noi. Intenționează Ministerul Educației să mărească și numărul beneficiarilor de bursă de performanță sau, nu mă refer aici neapărat la valoarea burselor, ci la numărul de beneficiari? Numărul de beneficiari practic nu depinde de noi, depinde de elevi, depinde de modul în care elevii se pregătesc. Bursele de performanță se acordă pentru participarea, pentru rezultate deosebite obținute în urma participării la olimpiade și concursuri și cu cât vor fi mai mulți participanți și premii, cu atât numărul burselor va fi mai mare. Ceea ce ne dorim ca în viitorul apropiat fiecare școală să-și gestioneze propriul buget de burse, adică să fie alocat școlii un buget pe care școala să îl gestioneze, să stabilească școala în funcție de nevoi câte burse sociale poate acorda, câte burse de performanță, pentru că putem discuta de școli dintr-o zonă defavorizată unde probabil că nu sunt așa de multe performanțe școlare și nu vor avea un număr foarte mare de elevi beneficiari al burselor de performanță, dar în schimb au foarte mulți copii care provin din familii vulnerabile, cu venituri mici, atunci, într-adevăr, acolo înclinația va fi către bursa socială. Avem și școli foarte bune, unde, într-adevăr, participare masivă la olimpiade școlare, premii și la olimpiade și concursuri, și atunci școala cred că este în măsură să stabilească acele criterii prin care să gestioneze fondul pentru burse, alocat fiecare unități sub formă de finanțare per capita în funcție de elevi și la nivelul Consiliului de Administrație să stabilească și criteriile și numărul de burse, bineînțeles respectând un cuantum minim pe care îl vom trata prin hotărârea de guvern. Cu alte cuvinte, școlile decid câți beneficiari sunt de bursă socială, câți sunt de... Asta ne propune să rămână la dispoziția școlii acest aspect. La acest moment, practic, unitățile de învățământ centralizează dosarele de la posibili beneficiari și înaintează cererile, listele cu posibili beneficiari către unitățile administrative teritoriale, către primării, iar primăriile din sumele alocate de la bugetul de stat, din cote defalcate de TVA, finanțează aceste burse școlare. Aminteați mai devreme de salariul unui profesor debutant. Sunt foarte curioasă, cam cât e salariul unui debutant, unui profesor care debutează acum în învățământ? Un profesor la început de drum obține în jur de 2300 de lei salariul net, din punctul meu de vedere insuficient pentru a întreține o familie, pentru a plăti o chirie, pentru a plăti utilitățile. De aceea considerăm și noi, Partidul Social Democrat și colegii noștri din coaliție, Partidul Liberal, că acest nivel de salarizare pentru profesori nu este unul atractiv, iar pentru a aduce resursă umană bine pregătită, care să contribuie la pregătirea viitoarelor generații, este nevoie de o regândire a sistemului de salarizare, astfel încât acești tineri care ies de pe băncile facultății să poată să rămână în sistemul de educație și să ofere ceea ce au ei mai bun în pregătirea viitorilor. Și chiar elevi. Sistemul de învățământ să fie unul ofertant. Să fie o prioritate. Nu cei la început de drum, exact. Cât ar trebui să câștige, în opinia dumneavoastră, un profesor la început de drum? Așa cum v-am spus, dorința noastră este ca pentru un debutant salariul să fie cel puțin la nivelul salariului minim. Mediu brut pe economie. Care este? În jur de 3.000 și ceva. Doar 11% dintre elevi pot interpreta o informație și pot construi idei proprii la citirea unui text, în timp ce 42% sunt analfabeti funcționali. Arată un raport național privind nivelul de literație din România, un raport la care au participat 47.000 de elevi din toate regiunile țării pe o perioadă de 15 luni. Cum vedeți dumneavoastră aceste lucruri? Aș vrea să le luăm pe rând. Doar 11% dintre elevii români pot interpreta o informație și pot construi idei proprii pe baza acelei informații. În primul rând, aș lua în discuție, aș aborda problema eșantionării.
La acest moment noi avem aproximativ 2.900.000 de elevi în sistem. Au fost testați, a spus, 47.000 din 2.900.000 de elevi. Practic, mie mi se pare, nu mi se pare relevante aceste cifre. Revenind la testările PISA, la fel, acolo ne aflăm printre ultimele locuri în ceea ce privește înțelegerea textelor, dar am fost catalogat ca pe un număr foarte mare de analfabeti funcționali. Acele teste PISA, pe lângă testarea cunoștințelor deținute și competențelor, pentru că acele teste sunt teste care cumva testează abilitățile practice ale elevilor, te introduc într-un context și ai de răspuns la o serie întreagă de întrebări care țin cumva și de abilitățile pe care elevul le dobândește pe parcursul școlarității. La finalul acelor teste PISA sunt introduse și întrebări referitoare la situația socioeconomică a fiecărui elev. Și ne confruntăm deseori cu elevi care provin din medii defavorizate, cu familii cu venituri mici, cu familii poate monoparentale. Sunt indicatori care nu fac decât să ne tragă în jos. Niciodată nu o să avem rezultate excepționale la testările internaționale, câtă vreme aceste rezultate pe care copiii le obțin sunt corelate cu acești indicatori socioeconomici. De aceea nu contest faptul că ne confruntăm cu acest analfabetism funcțional, dar cred că cifrele nu sunt atât de supărătoare pe cum le prezentează, pentru că eșantionul în sine este unul foarte mic raportat la numărul de elevi din România. Mă gândesc că Ministerul Educației are totuși o statistică. Avem o statistică, dar unul dintre demersurile pe care Ministerul Educației le are în vedere este, pe de-o parte, organizarea celor cursuri remediale pentru ele, pentru că să recunoaștem că în ultima perioadă această pandemie ne-a afectat pe toți, în mod special pe elevi, practic statul acasă și participarea la cursuri din fața calculatorului, acolo unde a existat calculatorul, dar au fost și situații în care învățământul online nu s-a desfășurat așa cum ar fi trebuit să se desfășoare, conduce la astfel de rezultate. Inclusiv acest program de care vă spuneam, programul pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar, PNRAS-ul, vine să compenseze aceste lipsuri și să aducă copiilor un plus de cunoștință, un plus de competență, astfel încât după implementarea programului să avem efectele dorite, să ne atingem și obiective și pe această zonă a dezvoltării abilităților de a citi, de a înțelege texte, de a avea un număr cât mai mic de analfabet funcțional. Cum vi se pare calitatea sistemului de învățământ românesc? Care e diferită față de acum și în ce sens? Față de acum, nu știu, 4-5 ani, să spunem așa. La voastre sunteți de mult în sistemul de învățământ. Am o vechime de 26 de ani în învățământul preuniversitar. Tocmai de aceea sunt sigură că ați văzut foarte multe generații și o evoluție, o involuție, nu știu, dumneavoastră să-mi spun. Asistăm cumva la un regres în ceea ce privește calitatea actului educațional și vă spun acest lucru nu numai pe seama elevilor, care nu mai prezintă multe cazuri interes pentru a se pregăti, pentru că trebuie să recunoaștem faptul că sunt foarte ușor de manipulat, foarte ușor de influențat prin tot ceea ce văd în spațiul public, vorbim de internet, că vorbim de mass media. Pun și pe seama colegilor care didactice, care nu mai au o motivație suficientă care să-i determine să se implice și să lucreze cu copiii așa cum ar trebui să se întâmple. Pun și pe seama societății, pentru că profesia de cadru didactic este un pic stigmatizată și suntem un pic mai la coada clasamentului în zona socioprofesională. Toate acești factori n-au fost și, bineînțeles, ceea ce am trăit în ultima perioadă, pandemia, care n-a făcut altceva decât să ne tragă un pic în jos, pentru că au fost școli unde, într-adevăr, activitatea didactică s-a desfășurat în condiții foarte bune, grație implicării autorităților publice locale, care au pus la dispoziție o infrastructură corespunzătoare, mă refer aici la calculatoare, tablete, conexiune la internet, dar am asistat și la foarte multe situații, și în mod special în mediul rural, unde, din punctul meu de vedere, nu s-ar fi impus închiderea unităților de învățământ, acolo numărul de copii fiind mai mic, ar fi putut să respecte regulile de distanțare și ar fi putut să vină la școală să desfășoare activitate în sistem tradițional, lăsându-i acasă, cel puțin în mediul rural. Poate părinții nu au fost atât de preocupați ca acești copii să participe la cursuri, n-au avut nici infrastructura necesară pentru a se conecta și practic toate acestea nu fac altceva decât să contribuie la o scădere a calității actului educațional. Dar ne propunem pe viitor, având în vedere și programul pe care vicepreședintele României l-a lansat, România Educată, care cumva își propune să aducă educația undeva pe primele locuri, sperăm ca încet, încet să recuperăm acest decalaj și să desfășurăm un act educațional de calitate comparabil cu ceea ce se întâmplă în alte state ale Uniunii Europene, cel puțin. Cât de mult contează implicarea părinților în actul de educație?
Contează acum foarte mult. Părinții sunt foarte ocupați, merg la job, la 7 ajung la 8 acasă. Așa este. Poate că nu mai au atâta timp. Da. Și vă spun acum din experiența mea de director de școală. Am fost 6 ani director într-o școală gimnazială și am întâlnit situații în care copiii au fost uitați la școală. Copiii rămâneau la programul de semi-internat, after school, cum vreți să spuneți, și au fost și situații în care se făcea ora 8, 9 și părinții uitau să vină să iau cazuri, 2, 3 cazuri pe an. Într-adevăr, părinții sunt foarte, foarte ocupați. Ce aș vrea să subliniez faptul că îți lași copilul la ora 8 în poarta școlii și îl mai e la ora 6, asta nu înseamnă că te implici, este nevoie într-adevăr de implicare și nu numai din partea părinților. Când vorbim de implicare, vorbim de la director de școală, cadru didactic, părinte și, bineînțeles, și elev. Dacă elevul este educat în spiritul acestor valori, să respecte profesorul, să respecte regulile, să se implice, să participe la activitățile didactice, cu siguranță rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor. Dacă elevului se induce o altă atitudine față de școală, că se întâmplă de foarte multe ori ca părinții să aibă o atitudine respingătoare față de școală, copilul practic ceea ce vede, ceea ce aude acasă transpune în relația cu cadrul didactic. Și m-am întâlnit cu astfel de situații. M-am spus, vorbesc strict din perspectiva de director de școală. Nu mai spun și situația pe care am întâlnit atunci când am deținut funcția de inspector școlar general la nivelul capitalei. Și am constatat că așa cum este părintele, copilul este oglinda părintelui la școală. Când discut cu părintele și părintele înțelege, de cele mai multe ori am încercat să-i fac să înțeleagă că atunci când este o problemă, când profesorul te cheamă la școală, dirigintele, învățătorul te cheamă să semnalezi o problemă, nu înseamnă că are ceva cu copilul tău. Înseamnă că acel coleg al meu clar a identificat o problemă, iar familia trebuie să manifeste deschidere. Sunt foarte multe cazuri în care profesorii, părinții resping ceea ce profesorii le spun. Nu, ceva, aveți ceva cu copilul meu. Nu, profesorul respectiv a constatat o problemă și cred că doar în echipă o putem rezolva. Echipă însemnând profesorul de la clasă, însemnând părinte, însemnând consilierul școlar, acolo unde este consilier școlar și, bineînțeles, până la cel mai înalt nivel, respectiv până la director. Câtă vreme acest parteneriat va funcționa, cu siguranță rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor. Nici copiii nu mai sunt așa interesați, așa cum erau acum câțiva ani. Care considerați că sunt cauzele, de fapt? Să știți că sunt pentru fapt, care da. Vedem de la an la an tot mai mulți copii care, într-adevăr, merg în clasa 1, dar nu mai ajung până în clasa 8-a. Sau, din păcate, nu mai ajung nici să dea bacalaureatul. Și sunt foarte multe cauzuri și vedem că aceste cazuri de la an la an se mulțesc. Sunt situații și situații. Să știți că eu am zis că omul sfintește locul. Dacă directorul școlii este un om implicat, un om gospodar, un om care poate constitui un exemplu pentru întreg corpul profesoral și pentru elevi și pentru părinți, eu zic că lucrurile pot merge bine. Dacă directorul este dezinteresat, că sunt și foarte mulți colegi directori care participă la un concurs pentru a-și obține o funcție, s-au văzut bine mersi pe funcție, își fac treaba atât cât trebuie, nu se implică, pentru că a fi director într-o școală înseamnă a te dedica trup și suflet. Înseamnă a sta în școală de dimineață până seara, chiar dacă școala funcționează într-un schimb, tu ca director trebuie să te implici astfel încât să asiguri acelor copii cele mai bune condiții, că vorbim de activitatea didactică la clasă, că vorbim de implicarea școlii în proiecte și programe, numai așa poți să-i atragi și poți să-i ții, să-i ai pe copii în formă maximă. Dacă școala, și să spunem, peștele de la cap se împute, dacă profesorii nu văd în directorilor un model care să-i motiveze, să-i implice în activități și ei vor fi la fel de lăsători și atunci și asupra copiilor se va transmite același mesaj. Deci contează foarte mult modul în care managerul de școală, directorul, este implicat și este dornic să obțină rezultate cu copiii. Și acest lucru se poate vedea la foarte multe școli, nu numai în București, și în țară. Deci, practic, multe dintre rezultatele și realizările școlii se datorează în bună parte modului în care directorul este implicat și pe lângă director, dacă este un director care dorește să realizeze ceva, pe lângă el îi atrage pe părinți, îi atrage pe profesori, dar atrage și comunitatea, pentru că este foarte important ca într-o școală să ai de partea ta primăria care susține din punct de vedere financiar tot ceea ce se întâmplă într-o școală. Societatea civilă, că vorbim de ONG-uri, că vorbim de alte instituții ale statului, este important să-i aduci în acest parteneriat și să contribui fiecare puțin câte puțin la starea de bine pe care ar să o asiguri copilului în școală. Ministerul Educației are un plan pentru, din acest punct de vedere, mă refer aici la o evaluare a directorilor, nu știu, poate... Păi cred că primul pas făcut pentru a face școala cumva mai atractivă pe placul elevilor, cred că a fost ordinul de ministru cu privire la structura anului școlar 2022-2023. Ați văzut că am renunțat la separarea în semestre anului școlar, deci practic anul școlar este împărțit în 5 perioade pe care le-am numit noi module de studiu.
am renunțat la tezele semestriale, care din punctul nostru de vedere era un element de stres pentru copii, și având pornit de la părerile specialiștilor, pentru că orice măsură pe care Ministrul Educației împreună cu echipa asta o adoptă, are la bază consultare cu sindicatele, cu reprezentanții elevilor, cu reprezentanții părinților, dar bineînțeles și cu specialiști în domeniu, cu pedagogi, s-a considerat că această alternare între perioadele de școală și perioadele de repaus este una benefică pentru copii și vom vedea rezultatele în anul școlar următor. Faptul că am renunțat la teze, la fel am considerat că este un factor de stres în plus, și prin această renunțare la tezele semestriale nu facem altceva decât să dăm libertate profesorului în a-și stabili propriul parcurs în ceea ce privește evaluarea elevilor. Pentru că orice profesor bine pregătit, care dorește să facă treabă la clasă, știe că are de făcut o evaluare inițială la începutul anului școlar, are de făcut o evaluare ritmică, astfel încât copilul să nu și asta să fie notat periodic, și bineînțeles o evaluare sumativă la fiecare final de capitol sau la finalul anului școlar. Deci mizăm pe această libertate a profesorului în demersul de evaluare și avem convingerea că rezultatele vor fi foarte bune la anul școlar următor. Domnule Alexandru, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Vă aștept cu mare drag în studioul Puterea Știrilor. Iar pe voi, cei care ne priviți, vă invit să ne urmăriți în continuare, să ne dați un like și un subscribe și pe pagina noastră de YouTube Puterea Știrilor. Vă mulțumim!